Tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod din 7 Days to Die. Sau stai să spun, 7 zile până mori. Da, da. Dați bă, like. Așa, bun, haide. Gata. Da, bun, dați like dacă face Deadly 150 de like-uri și eu fac, să zicem, nu știu, 50 acolo. Punem fix mâine următorul episod. Bun, acum, pentru că ziua e scurtă, mă rog, e foarte fantastic de lungă, dar hai, da. Aoleu, mereu ies pe partea greșită, mă. Așa, bun, e timpul să mergem la trader, pentru că ne-a zis cineva, îmi pare că ți-am uitat numele, dar da, apreciez foarte mult, ne-a zis cineva să luăm câte o țigară, că ne dă la strength plus 1 sau ceva, deci nu știu exact. Deci, da. Deci, practic, tot ce ne-au spus părinții, o minciună, țigările te fac puternic. De. Între timp, pui o poză cu Arnold Schwarzenegger, când fumează un trabuc și vezi cât o casă sunt în rețe. Da. Nu știi ce adă genul. Bă, da, tu ai mai multă stamina ca mie, sau ce Dumnezeu, că tu fugi ca un iepure. Păi, nu știu. Asta e o chica plămâni. Păi, tu cât ai? 123, am o gambot apă și... Bine cu mâncarea. Am 111. Nice. Vezi să nu-ți fie foame, că dacă ți-e foame, ți se reface mai greu mâncarea. Și mâncarea am. De-aia cred că și am așa buff pe viață și pe stamina. Bine. A, tu ești bine hrănit atunci, nu știu, boss, care e problema, de ce e răbui așa în urmă. Uite, mă, ăștia ne așteaptă cu ușile deschise. Mai zic că-s prea bine. Deci, nu știu, bără, poate ai pus ceas skill points pe ceva. Posibil, la asta mă gândesc și eu acum, deci... Stai, oare eu pot folosi asta? Eu mă uit la inventar. Oh, uite, avem două țigări. Oh my fucking god. Oh my god. Bă, putem să luăm una. Să rămână, da. Oh, să rămână, doamna. Have any jobs? Clear zombies, am patru. Jesus Christ. Știi ceva, iau eu primul țigară. Că ne, momentan cam avem nevoie. Și da. Că oricum eu fac trade-urile. Și tu după aia. Da, și tu după aia. Am luat misiunea, ți-o dau share. Da, ar fi drăguț. Și cum facem? Oh. Stai așa că mi-ai dat, cum am văzut. Oh god. Ce? Cum arată? Ce? N-am trabuc în gură. Ah, bă, ia, mă. A, lol? A, deci e ca și o chestie de fashion, de haine, să da, zic. Da, 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 da. Deci nu e că o fumezi și îți dă un bau și după un timp expiră. Da, chestia aia e cu... Bine, credeam că o să fie mereu. Faza e că eu când fac trade-uri pot să fac rost gen de chestii cu 10% mai ieftine. Stai să mă uit așa, mi-ai și eu inventory. Și da, uite, acum efectiv totul e mult mai ieftin. Ok. Iau bullet casings, să-mi bag piciorul, nu le iau, că putem să craftem gloanțe. Le putem face. Le pot face eu. Don't waste money. Ok. Hai, stai așa cum fac să... Deci așa, apoi așa. Oleo, snake ăsta. Deci la quests. Bun, l-am acceptat și hai la quest. Mamă, ce aproape. Deci l-ai acceptat, îl vezi. Stic ce aproape. Da. 100 de metri. Metri? Da. Hai că te văd că ești deja în față, ești pești forță acolo. Îmi plăcea faza aia și erau, nu mai știu, la care mă uitam, legat de mașini, știi? Și tipul în loc să zică this car has 100 horsepower, să zic, el zicea this car has 100 horsepowers. Știi cum faci, cum nechează calul. Știi ăsta? Horsepurs. Bă, ce a făcut fază. Aoleu, mă iubesc femeile. Doamne, doamne, pică din cer. Ce da. Un crate, ce să avem? Pe, e cea bună în el? O roată și un ciocan de level 3. Sledgehammer, gen. Sledgehammer. Da, că la cred că dă damage, a?
Da, și nu mai știu ce o mai face. Bă, că ăsta dă țământ. Ciment, zău. Păi, arată cam... Băi! Gata. Pică-l-o cu lopățoiul lui, una, două. Gătat tot, eu mă chinui aici. Îmi place că am vrut să dau cu lopata și am nimerit să trag cu el, cu pistolul. Uleu, bă. Nu ce resurs să faci, not bad. Stai potol, frățică. Stai potol. E, da. Așa, bun. Return to the trader, gata. Asta a fost. Dar măcar dacă toți suntem aici... Oh, uite, repair kit, mamă, ce bine. Bă, dacă s-au... Dacă s-a respawnat loot-ul... Ok, ar trebui. Dude, meat stew, am găsit mâncare bună. Art of mining, ăsta cred că trebuie să ți-l dau ție. Cum să... Ia, acolo e un chest. Yes. Ah, deja ajuns pe la... Somehow. Așa, băi, am găsit un clawhammer și niște cobblestone, asta nu mă interesează, dar hei, am găsit chestii bune aici. Alibur, bă. Ce? Cu ăla fac upgrade la acasă. Păi și am găsit level 4. Ia uite, ține. Stai așa. Ia da și. Și asta este Art of Mining volum 1. Ia stai să vedem, îl am. Îl am. Fii atent, ai Art of Mining level 1? Da, borna. Da, bă, ce contează? Uite, că înveți iarăși pe acest de asta. X-Tray. Hai să ne uităm, mai e ciment, cum am găsit atunci, ciment pe jos. Da, cărbuni, hai, de fapt e logic. Am căutat într-un grătar și am găsit cărbuni. Ia uite ce chestie interesantă. Bă, cărbuni e trebuie în jocul ăsta, so thank you. Exact. Nu înțeleg de ce sparg eu astea, dar mă rog, hai. Hai să mergem la trader. Exact. Și de-abia aștept și mie să mergem alea de Tire 2. Dar așa în 2 crepi eu mers, că ar trebui să mai luăm una de astea de clear zombies-lor. Bă, să știi că e abia 11 dimineața, poate am putea să mai luăm. Deja facem o echipă bună. Deja? Ok. Stai că... Mai am... Pentru că era într-un joc oarecare, FIFA sau nu, FIFA, Football Manager, știi? În sfârșit arată între noi de așa un link verde. Am prins, mă rog, am luat niște apă. Apropo, vezi că... Am tot pus apă la prăjit. Nu știu exact dacă ai văzut. Am văzut. Am tras, mă rog, am luat toate alea. Ce-mi daci? Pipe bomb! 10 bucăți sau armor plating mode. Dă, tăticule, bombe! Grenezi! Aia cred și eu. Să vedem ce-mi dă și mie. Să rămână, doamnă. Auzi, dar vezi câte mai e de făcut. Hai să mai facem una, mai iau una. Spear Hunter volum 5. Dar ce, și ție? Cum ți-am dat share? Ah, da, că și ție da, ți-ai dat, da. Stai așa să văd dacă am... Îți iau Spear Hunter, ia uite-te la ei, îl vrei de fapt? Level 5. Increase speed attack by 10%. Bă, eu atac mult cu spear-ul, dă-mi. Sau ce mai e pe acolo? Wood splitter mod, 15% more damage against wood. Ah, nu, lasă modul până acolo. Bun, atunci ține ăsta. Ai luat încă un d-asta? Ți-am dat. Ok, bun. L-ai aruncat pe jos sau încă nu? Nu, încă nu. L-aruncam pe jos și tu erai plecat, frate, bravo. Păi, da, eu știu ce îți mai poate imaginație. Da, eu e de ce. Da. Thank you. Cu plăcere, hai. 200 de metri, nici asta nu e departe. E bine că stă așa de aproape, că ce dragoste, poate facem 3 misiuni într-un episod, dar nu știu, adică hai să facem pasta și să ne mai apucăm să mai lucrăm la bază, zic eu. Zic și eu. Mi-a plăcut că vorbisem, așa zic și în video, salut cele de... Să uită și el la video, mare miracol. Și reacția lui a fost, băi că aveți preț de lemn. Și am zis, păi, na, sunt lui Snake, îi plac misiunile. Încă bine că am făcut eu bază, știi, așa, cumva, on the side. Bă, Deadly,
Da. Ia fii atent, că eu cred că s-au respawnat loot-ul. Hai să mergem până la poliție după ce terminăm aici. Da, n-am lockpicks. Trebuie să iau lockpicks. Oh well. Sau stăm să spargem safe-ul ca cum a făcut atunci? Mă, nu știu, să vedem. Hai să încercăm. Deci asta e casa? Asta e clădire? Aici. Cred că aici am mai fost cu tine, nu? Da, de asta zic. De fapt, nu știu dacă am intrat până acum. Ba, mă, aici am fost eu într-un episod, că am râs că era un zombi înăuntru, eu mă chineam să spargă fereastra asta de aici, și veniseră doi zombi și o spart ei ușa pentru mine, știi, și pe nu m-am mai chinuit eu. A, da, și apropo, acum eu am început să iau și carnea asta, nu acum intru pe deasupra. Bă, stai un pic, te-ataci. Tac. No, măcar câinele sparge ușa. Ia, pe zi, doc! Zi, doc, vezi că-și bagă capul prin ușa lor. Mamă, câine, șnache, hai și tu și ajută-mă aici. Stai că eu sunt înăuntru. Ah, ok. Aoleu, bine că te-ai dus. Bine că te-ai dus, că eram într-o poziție proastă acolo. Hei, uite, încă un cooking pot. Avem, cred că, 10 acum. Păi avem vreo câteva. Avem o grămadă ce trebuie. Da, na, le poți da scrap și îți dă. Da. Something! Băi, eu... și ghițelul! Hai și dățelul! Deci eu sunt înăuntru, nu știu de tine. Hai că m-am urcat pe acoperiș să nu mă mânce câinele. Pa! Ți-am dat-o! Ce? Zici că zâmbește? Zici că e lunitus. Zici că zâmbește? Cum îți fac un scris prin spine? Da, e noroc cu scris în frunte, adică am găsit niște clei. Și așa mă puneai tu pe mine să mă duc după clei. Adică îi dau harvest la câine. A, da, că n-am cuțit. Și să-mi dea carne de aia putrezită. Bă, e bună, fac farming. Da, ia-ți măcar... Și, apropo, băieți, m-am decis să fac farming. Mi-am salut, pus Deadly. Salut, Deadly. Ce? Salut, Deadly. Da, hello. Doamne. Bă, da, clear area, să încă mai avem. Cafea, chestii, uita mă, red tea, mișto ceai roșu. Ceai roșu, dar nu întreba de ce e roșu. De la sânge. Exact. E perioada aia, lume. Da. Dar oare cum a ajuns să fie ceai roșu în acea perioada lui? Cu grijă. Ok, bun. Ăștia au picat. Forță. Ah, hai că ai găsit aici. Așa. Ce ai spart pe acolo? E pumpkin. Ia uite, mă, mâncare de pisici. Nu e rău. Better up volume 1. Ai nevoie? Da. De fapt, stai să văd așa, gen... Sau tu ce faci? Că cărțile care nu le ai nevoie, ce le vinzi? Nu, nu le-am nici măcar ne-am dat. 10%, 10, deci 10% mai mult damage cu bâte. Te folosești de bâte? Mai mult mă folosesc de ăsta, de spear. Păi... nici tu nu prea folosești, așa? Nu prea. Clubs. Nu știu dacă știi ce ai alt totuși, învață-l. Pentru 100 de doloni, pana mea. Da, păi ne dă 800 pe quest. Ce da, asta zic, n-are rost. Hai să ieșim, să mergem. Deja am inventarul full, lol. Da, și eu. Poate mai vând niște porcări. Bă, și eu. Eu știi ce aș vrea să fac? Să repar chestiile alea de care n-avem nevoie și să le vând. Gen, ce dracu facem noi cu atâtea topoare de... mă rog, știi, astea. Că nu știu cum să le zic, a fire... Bine, dar și dacă le repar îți dă mai mult pe ele sau la fel? Da, îți dă mai mult. Îți dă mai mult și dai, vă știu, că se repară ei numai decât, adică nu folosești mare lucru să repari unul de ăsta.
A, da, chiar stai așa. Țin minte, când găsesc chestii de-astea, trebuie să scot carnea din ele. În primul rând îți dă carne de aia stricată, îți dă grăsime, îți dă oase și îți dă și nitrate powder de la de care zici tu că avem nevoie. Și o să fac o dată cuțitul ăla. Dar folosește-l pe ăla de os până îți facem un cuțit ăsta. Oricum, da, oricum am uitat, știm, zic și pentru video asta, când am uitat să mă offline. Iau 60 de glanțe de 7.62 mm sau The Hunter's Journal 2. Stai așa. Dau mai mult, du 10 more damage to wolves. Goto șefa. La carte. Foarte bine. Eu am pentru vultures și humans. Shotgun sau The Hunters Volume 1. Bears can be vicious and extremely hard to kill. 10% mai mult damage to bears. Oh my god, clar. Clar că cealaltă, oricum noi nu folosim puști. Pușca și cureaua lată. Ce mă? Ce bărbate. A, ești tu. Ești tu în trade cu ea. Use. Bun. Ce spui? Am zis că nu înțelegeam de ce nu pot să fac trade cu ea, dar ești tu în trade cu ea. Oh, cum a negociat, mă. Ia, pus advanced bellow, forge smelting speed, 50%, 1500, nice. Asta m-ar ajuta la forge, ce mai e, pace, domnucă? Generator bank spot helmet, sofa chair, oil, rodai, ce? Ce? Mie mi-arată că vând raw diamond cu $300. Și la ea, dacă vrei să-l cumperi, 4500. Suge-mi banana la propriu și figurat. Așa se face banul. Ce business face? Cumpără cu 300, vinde cu 1 miliard. Păi ce, tu n-ai face asta dacă ai pute? Logic. Am luat un quest, numai că n-ar fi rău să mă duc spre casă sau ceas să mai lăs din gunoaie lor. Ah, dar nu l-am luat. Am zis numai că e așa, am uitat să dau. Ei ți-am zis, mișto că dacă, după ce faci un anumit număr de quest-uri, îți dă și o bicicletă, moca. This is issue by leader, that's... Cred că l-am ăla. Iau glanțele. Și după... Do you have any jobs? Eu sunt unul spre casă, că m-am uitat așa mai bine și n-aveau nimic de vândut. Head to rally point. Ai mers spre casă? Da. Păi vezi oricum e 6, ok, bun, e 6, zic să lăsăm pe mâine. Gen pe... Dar am dat și cu ăsta acolo și era pe să l-ai și tu. Și-o pe da, ok, hai că mă duc și eu spre casă. Bun, l-am luat și eu. Hai să ne mai facem pe aici treabă și om face quest-ul următoarea zi. Iu, ce bine am ajuns. Merem către căș. Deci mai avem vreo până la 10 ca să mă duc să mai strâng niște chestii. Ce ai nevoie mai repede, de piatră sau de iron? Să știu după ce sap. Bă, nu mai știu. Că, dacă ești în casă, câtă piatră avem acolo? Nu, nu, știi de ce am nevoie? De ăla, de loot. De, cum zice, clay. Clay. Ori de unde, du-te pe aceea și sapă, nu neapărat la mine, sapă în pământ, că văd că pământul dă... Am înțeles, avem 1500, 1400, mă rog, 1500 de piatră, să zicem. Ok. 1500, mai am eu atâta, ia lut, ia de ăsta lut, că de ăsta mai am nevoie. Și tu ai săpocul ăla șmecher. Ok, bun, deci așa facem. Ok, cred că am... Bă, ai lăsat ușa deschisă la casă și după aceea te întreb cum intră zâmbălăi înăuntru. Da, de asta am lăsat-o conștient. Ce ai? Șnache, șnache, șnache. Repair kit, ăsta n-am nevoie acum. Water, hai să-l punem la fiert. Maxim, cook. N-avem lemne. Oh, well. Hai că punem. Ok,
Deci aloe vera, ceaiul și astea la altele le pun la mâncare. Bam, 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 bam. Deci cred că cașcamam am avea și trebuie. Glanțe, poate că de asta îți trebuie ție. E 7.62. De care? 7.62. Ok, cred și eu. Am ciocat. De level mai mare. Okay. Bam. Da, mă, da, astea. Forță. Acum am și o gloanță, mă simt mai bine. O să-ți dau craft. Deci să am o știu de care îți trebuie. Astea 7, așa. Bun. Bam, bam. Și mă duc să... Pumpkin. Fac rost de clay din ăla, dacă ai zis tu că ai nevoie. Tanki. Acum așa eu deversez gunoaiele la locurile lor. Mm-hmm. Șerțe, că-s negru și ce tăpâie lanterna la chestiile astea unde sunt necesare, dar whatever. Păi eu lăs bani aici în cesta, păi vezi tu. Poate bine. Iau eu, poate tu. Ok, și eu mi-am lăsat pe undeva, cred. Nu opsă la mine. Păi iar eu ar că am trebuit să iau, că eu mi-am luat trabucul, știi, să-mi dea trade-uri mai bune. Eu am reducere de 10% că am trabuc, sunt mai șmecher. N-ar strica să cumpăr ăla de bellow. Mă rog, aș putea face craft, dar încă n-am receptiv. Sau, mă rog, vezi tu. Cum ai zis că se numește? Ceva bellow. Bellow. Ah. E o chestie ca și cum ai sufla în forjă și se smeltește mai repede. Oh, ăsta nu, văd că n-are pe de-aia pe cum se numește. Aha. Am văzut, am văzut, am văzut. Păi, atunci mergem nebi și luăm una, dar nu acum. Păi da, da, da. Că văd că tu e totuși, nu știu cum să zic, destul de greu de procurat. Asta nu e ca alte chestii de poți pur și simplu să le înveți pentru că ai făcut un skill. Ăsta e de la de trebuie să îl ori găsești recipe-ul, ori pana mea. Recipe-ul, mă rog. Știi, și aia ziceam că 1500 deja aia, eu am strâns din misiunile mele 2500, poate la tine cu trabucul tău șmecher îți lasă un pic mai ieftin. 10% mai exact. Interesant, știi, vei cu trabucul în gură. E, gagica, cu cât leși bellow ăla. Știi, așa... Mm. Știi, așa, pe, face așa un puf de ăla în față, așa. Și așa cu fum. Da. Îți las cu 10 asta, numai du-te de aici, că mă asfixezi. Te mai, da, ți-a mai, da, mișto ar fi să-ți ai, să te și neci singur, gen așa. Ca și când fumează ăștia pentru prima oară. E, bă, în 400 de clay. Ar trebui nebii să punem ceva, o metodă, să ieșim mai ușor din zona asta. Am bine, că nu neapărat de acolo poți să iei clay, poți să iei oriunde, ți-am zis că... De. S-a pogropă, s-a pogropă, s-a pogropă, s-a pogropă. S-a pogropă. Nebii, place s-a pogropă. Bun, hai să vedem, așa mi-a trebuit cuțitul atunci lăsă. Uite și aici poți să sap tot așa de clay. Aia ți-am zis, pe pământ. Avem un pământ argilos în zonă. Da. Pot să fac un ăsta, cum se numește, un șanț. Un ce? Am putea face un șanț în jurul ăsta să cadă gen zombi în el. Dacă ai ști tu că am încercat asta și cu cele deși, după care pică în el în zombi în șanț și o să înceapă să sape în pământ și te trezești cu ei sub casă. Am înțeles. Chiar că de multe ori e bine să pui și ciment așa un pic în afara casei, nu știu cât, ca tocmai ei să nu sape. Da, bă, să vezi, când vine o hordă de vreo 20 sau... Ia, cum a fost data trecută, că e așa cum ți-am spus eu, tot se face dublu, știi? Mm-hmm. Da, și data viitoare iarăși va fi mai mulți, dublu față de cât a fost data trecută. Da, te imaginează-ți pătăți într-o groapă în aceeași zonă și începi să sape într-un pământ care e moale. Una, două, ești sub zid. Ok, întrebarea mea da, e unde e tot aerul nostru făcut?
Ce spui? Unde e Iron-ul? Nu, unde iese Iron-ul? Că văd că se prăjește acolo, dar nu văd că iese nimic. A, păi aia e că îi pus în inventar și după care tu poți să dai craft la forged metal sau faci steel sau faci rebarb, știi, deci cum să zic, se topește și rămâne în inventarul forjei. Și apoi din forjă tu selectezi ce vrei să faci. Acolo, okay. Da, acolo mă pricep eu, să zic așa. Văd că, văd că n-ai înțeles la ce m-am referit eu când ți-am zis cu încă un strat acolo. Stai că ies până afară. Ce te referi? Știi la ce... Stai că ți-arăt acum. Deci eu, vezi cum e aici așa, gen în... cu 90 de grade? E ca o scară în Minecraft, gen încă o dată un strat în aici și unul în sus. Ca să putem să gen, le ținem oarecum un fel de piedică să nu intre. Deci stai să văd, deci cea de genul? Cea de genul, dar gen mai încoa. Ca și cum ar veni fix un bloc mai încolo ca să vină gen. Aici să aibă fix sub el ca să n-aibă drum drept. Gen, nu știu cum să ți explic. Mamă, ce explică băiatul ăsta? Doamne, ferici să fiți în George, să-i cere să explicați cum să ajunge undeva. Bă, stai mă așa, că te rezolv eu, stai așa. N-am lemn să craftez. Ok, știi ceva, las-o baltă. Aia zic și eu. Știi, ca și cum ai ține apăsat pe shift. Da. Fix blocul ăsta, mai pui unul aici, fix după el, și pe urmă încă unul sus. Ca să pui piedică zombilor. Da, dar nu, că după aia tu când te pui și vrei să tragi în zombii care atacă peretele, că o spart toate țepușele, o să ai linia aia care o spui tu în afara zidului și nu o să-l mai poți vedea să-i tragi în cap. Aha, am înțeles, ok, bun. Am înțeles atunci. E. Aici e... Eu ies un pic până afară că am văzut un ăsta, un cum se numește, un ghiozdan. A, a murit, încep și lăsa ghiozdan? Da. Da, da, apropo, chiar am văzut că foarte buni ai tu mers, sunt ghiozdanile alea. Păi da, mă risc acum. Unul mi-a lăsat, nu știu ce, tot timpul e cea interesant. Exact, de asta mă risc acum. Bine, oricum nu sunt foarte mulți până afară. Că îi vedem noi bine, am ales, băi, ai ales bine zona asta. De... Bă, mor. Da. 5 minute mai târziu. Bă, mor. Da, cum ziceam, mai ales bine zona asta de așa, untouched. Am găsit 3 forged steel, 2 d-alea de, cum se numește, cupe din alea de brass, o bucată de ceai roșu și 10 glanțe de pușcă. Nice. Pe timpul las peste bunele. Mai veniți pe la noi dacă le dați de-astea. Așa da, numai că mulți vin cu mâna în buzunar. Da, unde nu bate lumina. Exact. Unde nu strălucește soarele. Așa. Auzi acum, dacă avem 2 ciocane de-alea, nu pot practic să te ajut și eu să pui piatră? Ba da, numai că eu trebuie să fac cobblestone. Oricum nu ține mult să fac upgrade, știi? Ok. La damage? Nu, eu sunt sus aici. N-ai fost tu ăla? Nu. De data asta nici eu n-am fost. Dar și tu ai auzit, așa? Da, și eu am auzit, de-aia am crezut că ai fost tu. Și de asta, și de asta ți-am zis că de data asta n-am fost eu. Devine creepy. Eu zic că oprim video-ul aici, oricum e deși pe seara. Și pe această fază creepy, ne auzim pe data viitoare, prieteni, uitați de like și subscribe. Bye. Dați like.